După ce au majorat prețurile la carburanții de 5 ori din decembrie anul trecut până acum, unii petroliști s-au ales cu amenzi de 3.200 de lei. Atât au putut face cei de la Agenția Națională de Reglementare în Energetică, deoarece nu dispun de mai multe pârghii, a declarat directorul Veaceslav Untilă la audierile din Parlament. Noi știm cine, noi știm cum, noi știm unde sunt banii, dar nimic nu putem demonstra. Că fără înjurături, sincer, ni-i greu să comentez sau spun vreo întrebare la ceea ce se întâmplă de fapt în momentul de față cu prețurile la carburanți. Untilă a precizat că 36 de agenții economice au fost trași la răspundere pentru încălcări grave. Care au fost amenzile care au fost aplicate? 3.200 îmi pare că e. Lei? Lei. De lei, da. Incredibil. Deci companii care fac sute de milioane de lei și le dați amendă 3.200 de lei. Untilă a declarat că nu sunt excluse alte majorări. Surprize putem să mai avem. Înaintăm în calitate de propuneri Parlamentului mai multe opțiuni de soluționare a problemei plafonarea de către Andrie a prețului pentru produsele petroliere, formarea prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere după metodele aplicate deja de către guvern, prin limitarea daosului comercial, instituirea unui moratoriu provizoriu asupra autorizării construcțiilor noilor stații de alimentare. De cealaltă parte, Marcel Răducan, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că s-au depistat unele ilegalități. Cota rentabilității utilizate de companii a variat de la minus 4% până la plus 21%. De la începutul anului până în ziua de astăzi, prețurile la benzină, motorină și gaz lichifiat au crescut cu peste 15%. Iată o investigație pe caz cu privire la presupusele practici anticoncurențiale, înțelegeri de cartel și abuz de poziții dominante. Deputații au apreciat ca ineficientă activitatea ANRE și a Consiliului Concurenței. Mai mult au acordat o de neîncredere conducerii ANRE și au cerut demisia Consiliului de Administrație. Ce au făcut aceste două instituții ca să nu admitem ca deja a cincea oară, într-un timp foarte scurt, să avem aceste majorări? Am făcut eforturi suficiente pentru a controla piața produselor petroliere în măsura în care noi avem pârghiile necesare. Președintele Consiliului Concurenței a refuzat să intervină sau să facă unele completări la întrebările deputaților. În termen de 30 de zile, el trebuie să prezinte Comisiei Economie, Buget și Finanțe rezultatele investigației pe care o desfășoară și propunerile pentru remedierea situației. Ieri, o rețea de benzinărie a majorat din nou prețurile, a cincea oară de la începutul lunii decembrie 2020. Petroliștii afirmă că acest lucru se întâmplă din cauza creșterii cotațiilor internaționale, majorării accizelor și fluctuațiilor de pe piața valutară.